Bună ziua, dragii mei! Fiind încă o zi de post, m-am gândit să fac o plăcintă cu dovleac și cu miez de nucă. Vom avea nevoie de 1 kg și 200 de dovleac. Eu l-am avut la congelator, l-am dezghețat cu o noapte înainte, de 200 de grame de miez de nucă, de un pachet de 250 de grame de margarină, de scorțișoară, o linguriță și jumătate, un praf de copt, un plic, esență de vanilie, 100 de grame de zahăr și făină cât cuprinde. Veți vedea de ce am spus așa, pentru că nu se știe ce margarină veți folosi. Dacă folosiți unirea, este mai densă. Această margarină Vitador cere mai multă făină, adică aproximativ 600-700 de grame. Vom avea nevoie și de 100 de ml de apă rece. Vom pune dovleacul la călit, iar în paralel vom face aluatul. Vom da pe răzătoare margarina, ca să fie mai ușor de manevrat, de frământat. Vom pune apa rece, apa trebuie să fie foarte rece, făina, dar nu toată, și vom începe praful de copt și vom începe să frământăm cu vârfurile degetelor până când aluatul nostru va fi asemănător cu o plastilină. Este bună comparația, să știți, pentru că va deveni maleabil, foarte, foarte maleabil. Vă voi lăsa un link în dreapta sus prin care veți viziona rețeta de American Pie. Este aluatul asemănător cu cel de astăzi, numai că îi lipsește praful de copt. Pentru American Pie se va folosi unt, iar pentru această plăcintă de post se va folosi margarină. Miezul de nucă îl vom rumeni la cuptorul cu microunde circa 2 minute. Dovleacul s-a călit foarte bine, a scăzut, este moale, fraged. Îi vom adăuga scorțișoara și esența de vanilie. Nuca o vom tăia foarte bine cu cuțitul și o vom adăuga și pe ea. Este coaptă, este rumenă, miroase foarte, foarte bine. Aluatul a stat pe odihnit și l-a răcit circa 20 minute în frigider. Îl vom rula cu ajutorul unui sucitor. Îl vom pudra permanent cu făină ca să nu se prindă, să nu se topească margarina în momentul în care umblăm cu sucitorul pe el. Vom păstra cam un sfert din cantitate pentru un colăcel de ornament pe care îl vom pune pe deasupra. O să vedeți exact despre ce este vorba. Colăcelul este pentru ornament. Dacă nu vă place, puteți să nu îl faceți. Din obișnuință mi-am format mâna pentru așa ceva. Ori fac colăcel, ori fac zăbrele ca la American Pie. Câțiva miești de nucă îi veți pune pe deasupra și veți da tarta, plăcinta la cuptor la o temperatură de 190 de grade, circa 20-25 de minute. O veți urmări în momentul în care veți vedea că s-a rumenit pe acest colăcel, așa se va vedea foarte bine, înseamnă că este gata.
Plăcinta este gata, după cum se observă, este destul de rumenă și la miezul de nucă se observă, a ieșit fragedă, miroase foarte bine datorită dovleacului plăcintar și datorită esenței de vanilie. Vă doresc poftă bună și vă recomand din toată inima această rețetă pentru zilele de post și nu numai.